Popul tău, popor de legământ, că era domnul o sabrie de soldat. Cunosc frământările tale și pe fiecare în parte zice cel preanunț, vă cunosc că și mâna mea v-a creat. Duh de viață iese de la mine în voi. Iar dacă uneori ai vrea să faci cu el ce vrei tu, n-ai să poți. Căci faci o vreme, ar vine o zi când îți voi ieși în cale. Și atunci vei putea spune cu adevărat, puterea mea e mică. Pentru că te iubesc, zice cel de înalt, pregătire și trezire. Căci iată, cherado parosemanto si vedai în cercetarea care ți-am făcut-o. Am văzut, zice Domnul, și nepăsare. Dar vreau să fac un semn de alarmă trăgându-l în mijlocul tău, să fie o trezire, pentru că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Are vremea lui și hotărârea, dar pregăteaște-te și te întreabă dacă în clipa aceasta ar suna trâmbița, starea ta cum este? Ai fi grăzit? Nici de cum. Pentru că inima te leagă, zice Domnul, și mintea de lucrurile de pe pământ. Niciodată n-am vorbit poporului meu, zice Domnul, să nu muncească. Că cine nu muncește, nici să nu mănânce, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Dar, după cum lucrez pentru pâinea în fiecare zi, să lucrez pentru pâinea cerească, care te dau fără bani și fără plată, ci doar cu inima deschisă, să o las și să cer cu credință. Căci acolo, zice Domnul, unde găsesc credință, voi intra, voi face cercetare și voi pune în bărbătare și balzam de mângăiare la inima zdrobită. Căci vreau să mai ridic, vreau să mai fiu îndurător, ca să-mi cunoști puterea, căci eu nu m-am schimbat, am rămas același. Pentru că vremea care stă în față poporului va fi o vreme grea. O strântorare mare va veni peste pământ. De la o margine la alta, zice Domnul, va fi pământul încercat. Cu tot ce-i pe el! Te întrebi în vremea aceasta, oare ce încercare mai vine? În timpul acesta scurt în care ai trecut ca experiență, trebuia să fii, zice Domnul, mai treaz, mai plin de putere, chemându-mă, nu de frică! Ți-a fost frică de moarte. Adu-ți aminte că moartea aceasta pământească, fiecare om, zice Domnul, o va petrece mai devreme sau mai târziu. Dar teme-te de moarte spirituală. Căci dacă nu vei avea parte de aceea, zice Domnul, ce vei face? Căci după ce vei trece de aici, nu vei mai avea nicio putere de a te întoarce și de a te mărturisi. Astăzi te sfătuiesc pentru că te iubesc. Mărturisește-ți, zice Domnul, greșelile, păcatele și chiar indiferența și nepăsarea. Și cheamă-mă să pun în mintea ta o trezire. Să lături frica! Căci fricoșii n-au parte cu mine. Iată, era ca de o parosire, dar ai purtat am solii miei. În vremea de strântorare mare ce unii o s-o cotică frica! Și Ana ca de o parosire, dar și de cei fricoși s-au atins, zice Domnul vrăjmașul, cu boli și pe unii o coborât în tărână. Alți zac în chinuri! Dar copiii mei stau în capul oaselor cei ce mă slujesc. De aceea te vreau cu gelozie pentru cer. Fii tu tânăr, fii bătrân. Încrede-te, pădăplin în dragostea puterii mele și cât ar fi de mare valul și de greu te voi duce cu biruință cu el. Căci iată ceea ce-l meu, zice Domnul, și-l găsesc cu slăbiciuni mari. Și cu năputință nu-i voi lăsa să fie chinuiți de cel vizat, ci voi curăți și voi lua să aibă parte de viața aceea veșnică, care e pregătită pentru cei ce mă caută.
Ascultă-mă, poporule, că nu vorbesc doar unui om, ci v-am cuprins pe tot! Că eu vă iubesc, zice Domnul, și vă vreau cu gelozie, că ce ai câștigat dacă ți-aș pune faptele în față? După cât ești îndrumit, ai fi și mai greu! La mine este belșug de bunătate, de iertare și de durare! Lasă-te de faptele, zice Domnul, care nu te face să crești. Dezbracă-te de clevetire, de judecată, de cârtire. Oprește-ți ochii! Că sunt și bătrâni, zice Domnul, care nu-și pot opri ochii de la lucrurile care nu-s viitoare și nu-i cresc. Dar vreau, zice Domnul, în vremea aceasta să fac eliberare. Dar tu s-o ceri! Și brațul tot puternicului celui mare, drept și stâng, să va atinge de tine și îți va face. Că în locul privirii ochilor tăi la lucruri care nu zicesc, îți voi îndrepta privirea în cuvânt, care te va face să crești și să primești hrană, pâinea vieții care te va face slobod și cu multă virvință. Raite, cădul părosit de tlade, va veni încercări grele, zice Domnul, peste popor. Tineretul casei mele, zice Domnul, e o margine la alta pământului, va fi încercat. Și vrăjmașul cu multă dibăcie, zice Domnul, va căuta să-i înșele. De aceea se de trebuință ca poporul meu, care a făcut legământ sfânt cu mine, să nu treacă cu vederea lucrurile aceștia, ci să stea în mijloace sfinte, ca tineretul casei mele să stea la postul de veghere, să fie dezlegați de lume, să fie dezlipiți de gunoaiele acestei lumi, căci iată, în puterea întunericului care crește din zi în zi mai mare, ca să poată rovi în turma pășunii mele, zice Domnul, cred că de-o parte Sibernai trimite îngeri de lumină să le tragă privirile și atențiile la gunoaiele acestei lumi. Și când va fi cuprins în mreaja vrăjmașului, greu va fi de scos de acolo. De aceea până astăzi încă mai pot sta la altar. Încă ușile care-s deschise nu s-au închis. Și ai de dreptul să te unești în părtășii, hotărând zile de jertfă, ca tineretul casei mele să-și îndrepte privirea spre Cel ce dă biruință. Și mare vă va fi răsplătirea celor ce faceți. Cel ce fac în taină lucrul acesta, sunt scrise lucrurile și cererile Lui în cartea de aducere aminte. Și voi da răsplăti și fărtat pământesc cu biruință, dar voi da răsplăti din mare pentru viața veșnică ce l-așteaptă, indiferent cât te vei smeri în taină și n-ai vrea și te ascunzi unii să nu te cunoască cel de lângă tine pentru lucrurile care le faci. Recațobreți, panagădă-o pe noții de tai, nu aștepta plată de la om. Și așa cum ai avut încredere dată de cel atotputernic, până Duhul care te-o călăuzit, vei primi răsplătirea. Și dacă îți vei pune încredere în brațul atotputernic și vei ajunge să vezi lumina, va fi mică, dar ea se va face mare. După cum te-ai strânge, zice Domnul, și veți face altare, cu dragoste și mijlocii sfinte, așa veți vedea mâna mea la lucru. Iată era ca n-o părosi Betlai, s-au dat vești, zice Domnul, mari în solitnei și unii nu înțeleg planul lucrării, că nu le poți da, doar celor ce li se dă și partea cât li se dă, zice Domnul, de aceea, zice Domnul, au parte să dezvăluie. Era ca n-o părosi Betlai, va vine o furtună mare peste pământ. Și vrăjmașul va pune, zice Domnul, deasupra poporilor o greutate mare. Dar înainte de tăte va spune că va fi o slobozenie. Va fi fals, zice Domnul, avertizmentul și sfatul care îl dă vrăjmașul. Dar folosește oameni. Vegheați și priviți în cuvânt.
căci de El veți primi hrana de care veți nevoie. Și nu veți da crezare la oriceva care va căuta vrăjmașul să-L întărească cu putere. Și va avea soli și oameni bine îmbărbătați și în cunoștință ca să pună unele lucruri, să pună pe umerii copiilor mei pe de gheare. Că cei ce fac, zice Domnul, împinși de om. Dar dacă își pune nădejdea și încrederea în puterea divinității, va fi slobodă numele meu și cei din jur vor aștepta să li se întâmple anumite lucruri, dar acolo unde sunt chemați voi face lumina mea să răsară. Și arată-o folosit de rai și cei care au avut puterea întunericul și o au în mână să vor minuna și vor zice, oare n-am făcut noi, oare n-am dres lucrurile? Recad managado pelosibetai, ce sfătuiesc poporul meu că te iubesc, să nu te tem și să nu dai crezare vrăjmașului, dar nici să nu te îndrăznești tu cu puterile tale să te bagi în capcanile care le pregătește El, căci să te vei băga cu puterea ta și cu cunoștința care crezi tu că o ai din tine. Eracado pelosibetai, vei intra, dar nu vei mai putea ieși. De aceea astăzi trag un semn de alarmă trezirii și o veghere cu zile de jertfă dacă veți sta. Voi dezvălui că voi primeați un sol al meu. După ce veți sta la îndemâna mea slujire, vă voi da un verdict care vă va face să rămâneți slobos și frica care poate să vântuie peste pământ, peste cei ce mă caută cu sinceritate, nu va avea putere. Și atunci vă veți aduce aminte ca s-a lăsat cu cel ce ne-a știut eu. Amin.